Auzit, un polițist trăiește la sectorul de poliție, la serviciu. Mă tin că e cunoscutul matale din Mahală, da, nu? Da, domnul Cornescu, da, cunoscutul... Nicolae, cum îl cheamă? Cândva a fost chemat el în ogradă la noi, Bucureștiul tot nou, când sora lui Coale Lungi, Pădurean Viera, și cu croitorul, și cu băieții de lor care puși la gază de împlineau poruncile, au demolat, au stricat săraile. Iar că atunci a venit și domnul Cornescu. Și domnul Cornescu, în loc să iei măsuri, a făcut dizordine în ogradă. Și până în ziua de astăzi nu este proces verbal nici pe Pădurean, nici pe croitorul, pe nimeni. Pentru că a făcut dizordine în ogradă la noi și mai ales că dinaintea ușii mele. Uh-huh. Atunci Cornescu mi-a spus că când la plecare de acum, a spus că el are unde trăi, el are cvartiră, are toate celea și Dar și eu veniți să laude despre asta. N-am înțeles. De ce să lăuda despre asta? Ați adus eu vorba ceva la apartament? Nu știu de ce, pentru că i-am spus că el să iei măsuri. Ce-a făcut țara lui Coale Lungi, Pădurean Viera și cu croitorul și cu, cu gazdașii lor bandiți care îndeplineau poruncile lor și iei măsuri. Și el a zis că, dar nu, eu am unde trăi, eu am apartamente, eu am toate cele și mie nu-mi trebuiește absolut nimic. Acum, domnul Cornescu, acum, îți dau întrebarea, cum de ai cvartir, dar trăiești în locuința, în biroul tău unde tu lucrezi, la sectorul de poliție, Buicani, numărul 1? Ei, biroul e alături, într-o aripă e birou și în altă aripă e casa lui. Nu chiar în același birou, trăiește, dar trăiești alături, la sector. Asta la sectorul de poliție? Da. Cum de să l-a udat, că el are unde trăi și lui nu-i trebuiește nimic, și de atâta el lucrează cinstit. Asta e una. A doilea, mi-a dat întrebarea dacă eu vând apartamentul și eu ți-am spus că eu am ficior și eu nu rezolv întrebarea singură. A spus că vrei să cumperi apartament. Ți-am dat întrebarea, ai atâți bani, că părinții lucrează după graniță și ei ia să mă ajute. Ia că te-au ajutat. De acum să vede cine ești tu. N-ai uitat, Cornescu, când mă impuneai cu deasila să scriu declarație, să-mi recunosc vina după ce am fost atacată de balaban. Cornescu, tu lucrezi cinstit, de aceea, acum eu îți dau, cum se spune, ca tu să-mi trimiți răspuns și la întrebarea a doua, care a fost scrisă acum nu de mult, la domnul comisar, că tu nu ești comisar, ai trimis cu iscălitura ta. Ma tati ai plâns la comisar și tu a răspuns Cornescu, da? Eu am scris la comisar și a răspuns niodată cu iscălitura lui domnul Cornescu, care domnul Cornescu știe că croitorul, din trei, el scrie croitorul trăiește în patru, dar croitorul trăiește în trei, domnule Cornescu, de atât așa de cinstit lucrezi, că nici nu veniți să controlați. Asta e pașportul regimului, de atât trebuie să fiți controlați cine e în patru acum și cine e în trei. Stau ascunși în trei încă. Și tu să-mi trimiți răspuns la întrebarea a doilea, cine se găsește în patru, care mi închideau portița cu cheie și eu nu puteam să-l nimeresc acasă. Cornescu știe că croitorul trăiește în Strășeni, are casă, are o gradă mare, are tot acolo. El acolo trăiește, domnul Cornescu, el nu trăiește în o gradă la noi și el nu este nici vecin, dar vecinul este numai cămeruța aceea, babi Dori, care au luat-o și au trăvit-o și ea se odihnește acum, nu la Doina, dar la Sculeanca. Cămeruța numai mie este, cum să spune, am în vedere că vecin. Eu n-am vecin, croitorul. Tu să știi unde el trăiește, știi? Tu știi unde trăiește doamna aia asta, Pădurean, care încă nu i-ai făcut proces verbal. Cum am dat întrebarea să-mi dai răspuns, cine locuiești în 2 și în 4? În 2, imediat, a apărut Pădurean acasă și acela a plecat. Dar cine era acela? Acela, cum să spun, era domnul, fost sectorist la noi, familia aia, că am uitat-o cum e, tot același care a fost, a trăit și la Pădurean și în patru. El a șters-o repede. Acum ne trebuie răspunsul cine este în patru. Cornescu lucrează, acum să-ți fie rușine, Dumnezeu a ajuns și la tine. Că acum, cum să spune, n-ai unde trăi, ai ocupat,
biroul statului, acolo unde, adică nu trebuie să te mai duci mai departe, undeva, cu transport, așa mai departe, ești sculat și ești te-ai apucat de lucru. Nu, Cornescu și Filebedinski am să-l scot, care l-ai trimis, care mă impunea să scriu declarații, să-mi recunosc vina. Te-am spus că vina trebuie să recunoască Balaban, că m-a atacat, dar nu eu să o recunosc. Cum de acum ai ajuns așa? Cum se spune că n-ai unde trăi și ai ocupat biroul de la poliție. N-am înțeles. De atâta eu vreau să-mi trimiți acum răspuns cine trăiește și locuiește în apartamentul 4 București 109, ca să nu ne mai închidă poarta. Dar de asta, cum se spune, de croitorul că trăiește în Trășeni, foarte bine știe că el trăiește în Trășeni cu femeia asta și femeia asta n-au, cum se spune, apartamentul ăsta care este cumpărat de croitorul, nici în JEC nu este pus la evidență pe familia voastră, croitorul. Dar bonurile de plată vin și le tăpoi știut, încă este pe maglii care au fost până la croitorul. Așa că nu încurca ițele, domnule Cornescu, în patru, tot așa, vine bonul de plată pe rotari Tatiana, dar nu pe aceia care acum locuiesc, cine sunt ei nu se știe, că găzdați, că cine, că stăpâna care a cumpărat cameruța asta, tot ea se găsește după graniță, nici noi nu știm cine este ea. Așa că controlează, Cornescu, cine trăiește, controlează regimul pașaportului cum era cândva înainte și acum tot atunci erau cu obligații, dar amu nu te obligă nimeni să te înregistrezi, acasă. Tot... Numai dacă zici că ți-o încălcat dreptul, ți-o încuiet poarta, de atunci trebuie să verifici cine a făcut asta, nu... ca să afle cine a încălcat legea și dreptul omului. Da, dar nu trebuie să scrii Cornet cu minciuni. De ce? Pentru că croitorul nu e în patru. Am înțeles, asta ai spus, așa, e clar. Da. Și bonurile de plată pe cine vin? Ei nici n-au, v-am spus, că nu este documentul în JEC pe familia lor, dar pe familie străină. Cum asta? El își lucrează în poliție. Atât de multe știi că Maghini te-ar angaja pe mata la poliție. Consilier, să le spui tot ce se întâmplă în mahală. Dar cum? Dar ce vecin poate să-mi fie mie, că el îmi scrie că vecinul e ăsta, croitorul Lidia și bărbatul e croitorul Alexei, când Alexei nici nu are nimic cu ograda. Am înțeles. Dar aici trebuie să hotărască întrebarea poliția, domnul Cornescu, dar nu să umble cu minciuni și să-mi scrie mie minciuni. Cornescu, tu ai uitat câți ani am eu și am trecut toate greutățile și eu sunt femeie cu dreptate și tu trebuie să-mi răspunzi dreptatea pe hârtie, dar nu să-mi trimiți răspunsurile tăile false, minciunoase și iscălitura ta în locul lui comisar. Eu am să ajung și la comisar, eu am să ajung și la tine să văd unde tu trăiești acolo. Cu mașina statului nu trebuie să duci copiii la grădiniță, ia că asta-i, dar cu mașina ta. Eu știu că tu ai mașină, cum de așa, cvartiră n-ai, dar mașină ai. Dar cu mașina statului duci copiii la grădiniță. Cum? Ai văzut, mata, așa ceva sau ți-o spus cineva? Eu am observat, da. Eu am observat. Și de aceea, învățați-vă să lucrați cinstiți. Domnilor, tinereți care sunteți acum, sunteți distrăbălați, nu știți ce e asta să lucrați cinstit, să vorbiți cinstit, să fiți cu dreptate din toate părțile. Voi numai cu minciunile. Cum asta? Dar de ce până în ziua de astăzi n-are proces verbal Pădurean Vera? De ce? Ai tăcut din gură și taci până în ziua de astăzi. De ce nu vii să o pui pe Vera Pădurean să facă ordine în o gradă unde o stricat? Să facă ordine dinaintea ușii mele, nu cum a venit scripnic polițist la mine și îmi spune: Doamna Maria, dar ce e asta, cum se spune așa, murdărie dinaintea ușii dumneavoastră? Noi vă punem amendă acum pentru aceea pe murdărie. Dar eu i-am răspuns, Cornescu, zic, eu i-am răspuns. Du-te și fă-i proces verbal lui Pădurean Vera să facă regulă în ogradă, că ea a făcut dizordine în ogradă, nu eu. Și a făcut dizordine în ogradă înaintea mea, nu că nu m-au ogradă, dar înaintea ușii mele, unde erau numai flori, era frumos, curat în partea mea. Asta pentru aceea că asta e partea mea, da, pe documente, partea mea, la dânsa ea, la mine, partea mea pe documente și ea n-are ce căta aici. Acum, nu, eu nu pot să o văd pe dânsa ca să-i spun, dar i-am scris pe poartă.
i-am scris pe poartă iarăși, ca să nu uite să pună, să facă gratis și la beci, că eu acum nu pot nici în beci să mă duc. Eu am partea mea de beci acolo, noi avem câte o părticică, cum de beci. Fiecare are ușa lui, fiecare are lăcatul lui. Și ea la nimeni nu dă drumul. Ea s-a îngrădit, cum se spune, ocupată dinaintea ușii, a făcut pădnaveți, ca nimeni să nu intre în veci. I-am scris, pădurean, nu uita, să pui gratis acolo, dar tu trebuie să stai după gratile statului, dar nu după gratile tăi care tu le pui acum în casă. Iar asta pe mine mă interesează. Cornescu, mă auzi? Dacă, cum se spune, e măsuri să facă ordine împreună cu croitorul. Și să n-am măgești proiectorul, trăiești în trei, dar în trei. Totodată să facă, cer să facă ordine, pentru că proiectorul a fost filmat, a fost cum ei stricau, dărmau acolo tot dinaintea ușii mele. Cornescu, fii cinstit, am să vin să văd unde tu trăiești acum.